Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Repere Spirituale. Stăm de vorbă cu Părintele Andrei Ioniță, de la Arhiepiscopia Românului și Bacăului. Bine ați venit la noi! Să rămână și bine v-am revăzut și ne regăsim încă o dată cu ascultătorii noștri dragi. Părinte, suntem într-o perioadă de pregătire înainte de a intra într-un post lung și greu, cum e postul mare. E o perioadă cu o denumire specifică, aceasta înaintea postului. Haideți să vedem exact despre ce este vorba și ce are de făcut un creștin adevărat în această perioadă. Da, noi am mai vorbit despre această perioadă și se vorbește mai vorbi aproape de fiecare dată, an, pentru nu? Că orice reamintire a perioadelor duhovnicești pe care le trăim în perioada unui an bisericesc și calendaristic în același timp, este o anamneză, zicem noi, adică o readucere aminte. Nu este decât o rememorare și o retrăire a momentelor duhovnicești din viața noastră. Într-adevăr, adie vântul de primăvară, adie vântul de post și Biserica, Înțelepciunea și Pedagogia ne pun în față perioade ale anului bisericesc, în primul rând cu scopul de a ne readuce în starea cea din tâi, starea primordială pe care omul a pierdut-o prin căderea în păcat, și o să dezvoltăm și această problemă, pentru că este una din etapele duhovnicești ale acestei perioade frumoase pe care o petrecem și o vom petrece. Iată, suntem în ajunul perioadei triodului și trebuie să explicăm oamenilor și credincioșilor noștri ce înseamnă perioada triodului, ce înseamnă perioada postului celui mare, și suntem încredințați că mulți dintre ascultătorii noștri și cei care ne privesc cunosc deja foarte multe lucruri despre această perioadă. Nu rămân doar la această stare de teoretizare, adică credincioșii știu de obicei că vin la biserică mai des să spovedesc, să împărtășesc ceea ce este finalitatea mântuirii noastre. Aș vrea să pun în evidență câteva, o incursiune, mai bine zis, istorică acestei perioade a triodului, de perioadă premergătoare a postului mare, pentru că nu intrăm chiar în postul mare, dar este o perioadă care ne pregătește în mod efectiv pentru această luptă și pentru această alergare spre învierea lui Hristos, o sărbătoare pe care o așteptăm de fiecare dată, în fiecare an și cu mult drag. Este o sărbătoare iubită de credincioșii noștri, învierea lui Hristos este învierea noastră a tuturor. Revenind la noțiunea de triod, de perioada aceasta de 4 săptămâni, triod înseamnă odă, 3 cântări. Vine din grecescul triodion, care înseamnă 3 cântare, adică cele 3 cântări ale triodului. Este o perioadă în care folosim, și mă adresez poate și părinților, preoților care îi știu rânduielile bisericești, noi folosim și însuși cartea triod. Dacă în cursul anului bisericesc și calendaristic în același timp folosim octoihul, da, cele 8 cântări, și cele 9 pricesne, 9 condace, 9, cele 9 canoane pe care le citim la utrenie, este o rânduială specială care de obicei se fac doar în mănăstiri. Triodul este o perioadă puțin mai scurtă, dar care ne pregătește pentru viața duhovnicească a apostolului celui mare, care are finalitatea învierea lui Hristos. Aș putea să spun că această perioadă a triodului apare în secolul al IX-lea, 826-830. El a fost imnografii care au scris această carte, triod, sunt Sfinții Părinți și Teodor Studitul este cel care de fapt este autorul acestor cântări și canoanelor care ne pregătesc pentru postul cel mare. Și aș putea să fie o incursiune în cele 4 duminici, perioada aceasta triodului, care iată a debutat acum duminică, a fost prima duminică din perioada triodului numită Duminica Vameșilor și a Fariseului. Este o reflecție duhovnicească la viața noastră lăuntrică. Smerenia e pusă în antiteză cu mândria. Virtuțile cele bune puse în antiteză cu cele mai puțin bune. Iată, Vameșul și Fariseul sunt cele 2 tablouri puse față în față, da? Și putem spune că și societatea noastră se poate regăsi în această... Știți că eu întotdeauna fac o transpunere a celor de atunci cu cele de acum
și întotdeauna găsesc adică o analogie să arătăm că și în modernitate Sfânta Scriptură și pildele, și învățătura pe care Mântuitorul a adresat-o prin pilda vameșului și fariseului este o reflecție duhovnicească la viața noastră de astăzi, este actuală și fiecare chiar modernă. Fiecare dintre noi avem în interiorul nostru putem un vameș, fi un fariseu, un fariseu sau un vameș, da? Dacă fariseul care... E interesant că această pildă, această imagine a vameșului și a fariseului, amândoi se rugau. Amândoi mergeau la biserică, amândoi. Mă iertați, unul se roagă și hoții înainte de a merge la furat se roagă, unul nu? Unul se ruga mai lăuntric, celălalt se ruga, arăta dragoste față de Dumnezeu, dar își pierdea nevoința, își pierdea acest debut spiritual al lui prin faptul că eu dau zecială, ajut pe oricine, deci sunt implicat în societate, dar eu arăta, da, pe când vameșul, cel care era mai păcătos totuși ca vameșul, fariseul care se ruga în văzul tuturor, vameșul este cel care stă în inima lui, da? Deși vameșul era o persoană rău famată în societate, cei care taxa pe toți, erau taxidarii Imperiului Roman. Și iată această imagine, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește pe păcătosul. Iată este și această rugăciune care se instituie prin Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă. Adică această smerenie de umilință, această cântare de umilință este de fapt imaginea vameșului. Și rugăciunea minții asta, rugăciunea minții care devine pentru isihasm și pentru viața monastică încă din primele veacuri creștine, devine această rugăciune din minte, coboară în inimă prin cuvintele pe care le rostim, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Iată, trecem la prima treaptă duhovnicească a triodului, gândindu-ne la cel de-al doilea tablou al triodului, fiind fiul risipitor. Deci este imaginea omului care pierde, poate să pierde într-o secundă, să zicem, toată nevoința, sau da, poate să fie un risipitor, deci care pleacă într-o țară străină, care pleacă de la casa părintelui, da, este un rod al neascultării, dar ne arată această reflecție duhovnicească a fiului risipitor, se întoarce, își revine în sine și după o perioadă îndelungată, plecarea într-o țară îndepărtată, cum ne spune și textul, nu ne arată decât o înstrăinare, o înstrăinare de Dumnezeu, o înstrăinare de familie, o înstrăinare de tatăl care l-a crescut și tristețea fiului care îi promisese toate averile și așa mai departe, știm foarte bine textul scripturistic, dar iată finalitatea fiului risipitor este că după ce a risipit averea tatălui, că i-a dat totuși o parte din avuție, S-a întors, dar întoarcerea a fost o conștientizare a pătimirii sale, a stării de păcătoșenie pe care el a avut-o. Și atunci finalitatea textului și Evanghelia se încheie întrucât tatăl îl primește precum fiul cel mai iubit, chiar se întristează celălalt frate, crezând că îl va pedepsi, dar nu a fost așa. Iată, doresc chiar să fiu ca unul din argații tăi, deci el prefera chiar să fie, să-l primească, dar iată, imaginea aceasta a smereniei întruchipate face ca fiul risipitor să fie o pildă de smerenie și o pildă de dobândirea virtuților pe care, iată, ne pregătește postul cel mare și o să vedem și în această perioadă a postului toate aceste aspecte de dobândirea virtuților. După cele două duminici, vameșul și fariseul și imaginea fiului risipitor, iată, ne întâlnim cu două duminici care sunt închinate sau au apelativul acesta înfricoșată judecată și ca să ne gândim la moarte și să ne gândim la răspunsul cel bun pe care trebuie să-l dăm la finalitatea vieții noastre pe care se termină de fapt cu mântuirea noastră personală și colectivă în același timp și izgonirea lui Adam din Rai, se termină această perioadă a triodului. Iată, trecerea aceasta de la imaginea
omului mândru la imaginea omului smerit, de la imaginea omului corect, să zicem, la imaginea omului care s-a îndepărtat și s-a înstrăinat, iată, trecem la înfricoșata judecată și izgonirea lui Adam de rai. Ele sunt puse pedagogic chiar înainte și o să explicăm și știu sigur credincioșii noștri, sunt perioade și în perioada triodului, postim într-un fel, lăsata secului de brânză, adică mâncăm tot ce este alb, da? Lapte, brânză, ouă, pește. Și lăsata secului de carne când atunci începe postul, granița dintre această perioadă a triodului și postul cel mare este de fapt vecernea iertării. Probabil și faptul că este un post aspru, trecerea e un pic mai... Am putea să spunem că este un post aspru. El, asprimea lui, se caracterizează prin faptul că este primăvară. Este adevărat, ca să gândim și biologic, una se postește în perioada de anotimp mai rece și alta se postește vara, da? Când sunt posibilități mai, eu știu, să luăm și latura aceasta biologică, care are o conotație și o importanță deosebită pentru sănătatea noastră. Una se postim, dar într-adevăr postul, acest post, această perioadă a postul Paștelui, postul cel mare numit, este o perioadă în care nu avem dezlegări, da? Suntem opriți aproape de la orice, să zicem, din punct de vedere material, mâncăruri și așa mai departe. Nu suntem opriți de la faptele cele bune, nu suntem opriți să, eu știu, să facem un bine, deja intrăm în teritoriul acesta tot al modernității și cred că este actual postul, nu trebuie confundat, una e să postești și alta e să-ți iei o cură de slăbire, una e să postești și alta să fii vegetarian. Deci vegetarienii și tratamentele și de, nu fac parte din post. Neapărat postul. Postul este de fapt un post al pe faptul că renunți la o mâncare poate mai bună, da? Dar este însoțit cu o aripă a bunătății, a smereniei, a tuturor virtuților pe care omul trebuie să le aibă. Și iată, intrăm în perioada acestui post de 6 săptămâni. Cu cele 6 duminici, care, iată, și aici avem un tablou și poate le descrie. Chiar ați adus da, este icoana mahrama Mântuitorului, pentru că se folosește în această perioadă, a postului. Este una din icoanele din postul cel mare. De obicei se pune în Miercurea cea mare, joia, deci mahrama Mântuitorului, deci Una din mironosițele femei care, și mironosițele femei mergând pe cale, poate o să face o emisiune mai specială pentru că face parte din interpretarea săptămânii celei mari a pătimirilor, când ne apropiem de la Florin spre Înviere. Dar în una din zile din săptămâna cea mare, în Miercurea cea mare, în vinerea cea mare, de fapt, mă scuzați, când Mântuitorul era dus, își ducea crucea, da? Când Simon din Cirene, pentru ca să arate și firea omenească, slăbiciunea trupului, da? Pentru că Mântuitorul și-a dus crucea, dar până la un moment dat și-a dus crucea până la răstignire, una din femeile mirosiții, Veronica, este cea care cu o mahramă, cu o pânză, da? Șterge sudoarea feței, frunții și a feței și mahrama Mântuitorului din punct de vedere iconografic și ermeneutic în Erminia Bizantină este considerată prima icoană zugrăvită în istorie a chipului Mântuitorului și se folosește în această perioadă de post. Este o icoană mai deosebită, este prototipul, să zicem, icoana Mântuitorului. Tot este legată de această... În această perioadă avem și moșii de iarnă. Moșii de iarnă, da. Pomenirea morților așezată în această perioadă este ca să ne aducem aminte de moarte, în primul rând noi, și să-i pomenim pe cei dragi, să-i pomenim pe toți, deci moșii de vară, moșii de iarnă. Ei se numesc și cu apelativul acesta de anotimp, pentru că avem moșii de vară care sunt în ajunul pogorârii Duhului Sfânt și avem moșii de iarnă care sunt în ajunul duminicii lăsatului de sec de brânză, de carne. Înainte de...
Da. Da? Deci, întâi ne lăsăm de da, carne mâncăm și întâi pâine, alb, da, după da, aceea se mănâncă, uh-huh, se mănâncă, așa spuneau la țară, că se mănâncă vârtos, adică de toate, mâncăm alb și după aceea am lăsat a secului de toate. În această perioadă, pomenirea morților are rolul eschatologic, deci pregătește și învierea. Și are o legătură și cu învierea lui Lazar, de aceea sâmbăta lui Lazar este de fapt sâmbăta dinaintea floriilor. Este deja însăși Mântuitorul își prevestește moartea și învierea în același timp prin cuvintele pe care le spunem și noi liturgic: eu sunt învierea, viața și odihna celor adormiți. Și ca să terminăm și cu partea aceasta istorică, cele șase duminici, cele șase trepte duhovnicești ale acestei perioade, destul de lungi, pentru unii mai aspre, alții o consideră ușoară în funcție de fidelitatea și în funcție și de viața spirituală a fiecărei om, a fiecărui credincios, Duminica Ortodoxiei, Duminica Sfântului Grigori Palama, ne învață rugăciunea. Prima duminică din Ortodoxiei, post, de, prima da? Duminică din post, este duminica închinată biruința, asupra, biruința Ortodoxiei, asupra iconoclasmului. A fost 11 martie 843, evenimentul care a arătat dobândirea acestei iconoclasm, această luptă împotriva celor care nu erau de acord cu cultul icoanei. Sfântul Grigore Palama întruchipează rugăciunea și energiile necreate ale Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Axis Mundi, zicem noi, zice duminica a treia, duminica cruce, este, crucea este pusă în mijlocul postului, la jumătatea drumului spre înviere, da? Duminica a patra și a cincea este închinată a doi mari cuvioși, cuvioase, doi isihaști, Ioan Scărarul cu scara virtuților, pentru că prin, întâi prin cruce și prin suferință se ajunge la bucuria învierii, prin virtuți se ajunge la bucuria învierii și iarăși prin smerenie și virtuți, prin Maria Egipteanca, care este iarăși imaginea aceasta a pocăinței și a, de aceea și în iconografie. În bisericile mai vechi, în bisericile din Moldova în special, o să vedeți că la intrare, cel puțin la Mănăstirea Moldovița, la Mănăstirea Neamț, la Vatra Moldoviței și la Sucevița, cred, Maria Egipteanca este pictată în stânga și în dreapta este pictată Zosima, duhovnicul cu împărtășanii. Adică nu se poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu fără pocăință și împărtășanii și iată suntem la drumul crucii, iată suntem, ajungem spre drumul crucii, iată suntem la florii, suntem la intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos, nu? Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-o lume, Domnule, cuvinte de mare intrare triumfală ca împărat, ca apoi aceste cuvinte să se transforme în ial, ial, și răstignește oameni, aceiași oameni, aceleași caractere, mai mult sau mai puțin duale. Iată, Părinte, suntem la înviere, până, la piciorul cruce. Până la înviere și până în aceste duminici avem sâmbetele, când se pomenesc... Da, credincioșii noștri sunt și cunosc aceste rânduri ale bisericii. De ce fiecare la fel este legat de legătura aceasta esatologică, să zicem, între înviere și nădejdea învierii și a vieții veșnice. Pentru că tot am și pomenim acest subiect, avem morții, foarte puțin pomenim timp. Ce e cu acei 21 de colăcei? Sunt tradiții. Unii spun 9 colăcei, alții spun, calculează credincioșii, sunt legate de tradiții care sunt foarte bune. Credincioșii, în primul rând, în această perioadă... Exagerăm. Da, să care nu cădem în această exagerare. Ce se face? Tradiția, care e regula, poftim, regula, tradiția? Regula scrisă și regula, cum să zic, de cale de mijloc. Dacă în anumite zone, să știți că credincioșii chiar vor să facă 9 colăcei, 21... Până aici stă sau, de, sta, da, ține nu, de starea nu, financiară a fiecăruia. Da, ce trebuie da, să ducă omul nu, la nu trebuie biserică impusă. Tradiția satului exact se păstrează cu omul știi la țară că face colivă și cola. Dar dacă eu nu pot... Dar dacă trebuie, nu pot, vreau nu să duc ceva. Pentru ce duc? Paleta largă a credincioșilor, important e să aducă grâu fiert.
Corect. Pentru că aceasta este, de fapt, poate o să vorbim despre semnificația greului fier, de ce se face cu libă. Sunt multe detalii simbolistică și teologie și simbolică. Coliva, în primul rând, să fac o colivă, colăcelul, care într-adevăr nu trebuie să zică 9, 20, 21 sau cât poate omul, colacul și coliva, important este să se dea, da, și pomenul, să se dea o, de pomană și să se pomenească de preot credincioșilor, să le se pomenească pomenicele celor adormiți și nu în ultimul rând rugăciunea de dezlegare care este foarte importantă pentru ridicarea aceasta și pentru iertarea păcatelor și în general credincioșii noștri cunosc foarte bine această rânduială și e o rânduială frumoasă de a ne pomeni pe cei dragi, că nu știm noi dacă acum noi pomenim, câteodată suntem îngrijorați. Poate pe și noi ei, cine, nu? Poate și ei au fost îngrijorați. Păi poate să ne mai pomenească cineva. Suntem încredințați că Dumnezeu de obicei nu ne lasă și o să pomenească, să ne pomenească și pe noi. Dacă avem griji de acest gen, ar fi bine să ne căutăm, da, în viață și să facem fapte bune, să pomenindu-i nu avem poate nevoie. Pomenindu-i pe cei dragi, sigur va fi o continuitate și la noi. Să ne pomenească și pe noi. Păi, important este să ajungem la biserică. Cu bine, suntem important încă într-o perioadă, să... într-o introducere a Apostolului Celui Mare și credincioșii sunt învățați și cred că sfatul cel mai bun duhovnicesc, dacă dăm zeci de sfaturi, dăm, este să nu osândim pe cel de alături, să nu rănim prin vorbe sufletește, în primul rând, că Eu cred că rămâne unul din cele mai mari păcate, păcatele împotriva aproapelui. Eu împotriva... mai zic ceva. Dacă reușim e să respectăm să... cele 10 legi date de păi, Dumnezeu pentru, tablele pentru legii noi, sunt date pentru... cu siguranță, da, vom respecta și legile omenești. Da, da. Nu? Da. Adăugând și ceea ce am spus, neosândirea păstrează pacea inimii, spune Sfântul Serafim de Sarov. Tăcerea și neosândirea, și cu acesta încheiem, păstrează pacea inimii. Eu vă mulțumesc foarte mult, Părinte, și pentru tot ce ne-ați spus. Noi vă mulțumim și să ne gândim că de acum cam în fiecare seară vom spune Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvii, a grijă de mute, ai bir de stăpânire și a grăin de așept mildamie, iar Duhul curăția gândului smerit, a răbdării și a dragostei, dorește mie slugii tale, așa, Doamne Împărate, dorește ca să văd păcatele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Ce ar mai fi de adăugat după ce ne-ați spus a acestei perioade? Vă mulțumesc încă o dată, telespectatorilor le mulțumesc pentru atenție și vă spun să aveți, cum să spunem, grijă în această perioadă, căutați-vă în viață, vedeți ce aveți de modificat, pentru că vine o perioadă destul de dificilă înaintea marii sărbători de Paște și trebuie să ne pregătim cum se cuvine pentru aceasta. Toate bune!